Ați energizat cu cafeluță? Da. Așa. Mai avem două sticle de vin. Și sunt pe bune. Hai să adu-le în față. Adu-le în față, da, ca să fie stimulat. Mai avem două sticle de vin. Vreau să aveți o seară frumoasă când, după acest eveniment. Așa, l-ai păzit? Așa. Vreau să aveți o seară frumoasă după acest eveniment și să plece cu voi sticlele astea de vin. Păi cred că voi am dat deja, că mai trebuie să întrebări. Bun. Așa că vă rog, gândiți-vă la ce vă preocupă cel mai mult legat de mobile. Și dacă vreți, vă răspund eu. Bun. Acum ne pregătim pentru ultima prezentare din seara asta. Și vreau să-l invit pe colegul meu, Mădălin Crăciun, șeful la design la noi, sau UX designer și nu numai, product designer, Cadru Emredi, care o să ne împărtășească niște idei creative de campanii. Nu? De second screen? Puțin. Vreau să spun că la prezentarea Rodrei cu face ce sunt fiecare telefonul ăsta este bine, de bine că e mic? Sau de rău? Nu știu. Aproape mai multe. Și sper să mor. Poți să vorbești și mai tare? Da? Ok. Salut! Cred că prezentarea ce am spus. Da, lucrez împreună cu Andrei la fiecare de și, nu știu cât mai aproape să le țin, dar îți mulțumesc că vreau să mai lucrez. Lucrăm împreună pe strategie de mobile și pe dezvoltare, astfel încât în momentul în care vreți să faceți o campanie de SEO sau de ASO, vorbim de mobile, sau de PPC, să aveți pe ce? De PPC. Așa. Și pentru că toată lumea înaintea mea a avut plăcerea de a pune întrebări legate de device-urile pe care le folosiți până acum și vă mulțumesc frumos că m-ați salvat o grămadă de întrebări. Vreau să nu mai pun una sau patru. În ultima săptămână, câte lume s-a uitat la televizor? În ultima lună? În ultimele 6 luni? În ultimul an? Super! O să vă spun de pe acum, eu m-am uitat în ultimul an la televizor o dată, de Parada Națională, pentru că m-a sunat mama să-mi spună să mă uit la televizor de Parada Națională. Așa, într-un fel, am primit push notification de la mama să mă uit la Parada Națională. Da, ok. Chiar să stăpă. O să zicem foarte repede prin niște date. Din cauza că vorbim de Second Screen Experience, o să vorbim despre impactul pe care l-au telefoanele și tabletele și laptopurile desigur asupra ceea ce e considerat principiul de first screen și anume acest telefon, acest televizor. Și spre marea noastră fericire, le pune din ce în ce mai mult din piață. Chiar mai mult, pune și în bucățica aia la care nu se aștepta nimeni să fure seara cu băieții la meci, pune și din aia dispare. Așa că suntem extrem de încântați. Exact. Hai că apară un papriț care învăță și care dispare. Desigur, după cum așteptați, segmentul cel mai afectat este cel între 14 și 17 ani, pentru că cel ăsta este la televizor când ai toate informațiile de care ai nevoie în buzunar, în ghiozdan sau undeva pe un birou. Asta e o chestie foarte mișto, însă și din cauza că companiile mari, astea gen HBO și AMC și Sci-Fi, sunt încă destul de... au beneficiul încrederii oamenilor. Pentru că în momentul în care te aștept să vezi ceva mișto, te aștept să vezi ceva mișto pe HBO. Dacă vine vorba de serial, nu neapărat pe YouTube, încă. Ok, pentru short clips, sigur că da. Dar pentru un serial bine făcut, HBO. Iar cei trei de care am menționat mai devreme, sunt exact cei care au început să beneficieze și să se ajute de smartphone-uri și de tablete
să-și promoveze întreaga experiență, să-și concreteze și să-și promoveze întreaga experiență. Și asta ar fi cam chestia pe care trebuie să o facă și restul lumii dacă vor să rămână relevanți în domeniu. O chestie pe care am început să o facă și în România, cu care am ajutat și noi în România și de care o să vă povestesc mai spre sfârșit. Așa, revenim la numere. Câți dintre voi când se uită la televizor am un telefon în mână? Aha, ok. Sunt prin mai mulți, aparent, în lume. Un raport foarte mișto de la acești oameni, foarte interesant, de la Accenture, numit Everyone is a Screenager, a ajuns la concluzia că, bă, în momentul în care mă uit la televizor, vreau să știu ce se întâmplă cu persoana care vorbește, vreau să știu ce se întâmplă cu locația pe care mă prezint, unde este și tot felul de detalii de genul ăsta. Așa că, cred că se fac la multă reclamă, dacă mai zice-o. Mai rog că o problemă însă, faptul că majoritatea cazurilor nu are prea de încredere în online security în continuare. Și în mod surprinzător, acest număr îmi place foarte mult, pentru că înseamnă că mai am o grămadă de lucru. Dacă 83% din oameni consideră că e greu să-și folosească telefonul în continuare. Din nou, amândouă sunt foarte rezolvabile. Pe de-o parte din cauza că HBO-ul și AXE-ul și Cypher și chestii de genul ăsta sunt de încredere și în momentul în care la HBO-ul zice, bă, e ok? Deci e ok. Acum, hai să trecem pe exemple mai practice, pentru că astea mi se par mie mai drăguțe. Și o să vorbim despre două spectacole din afară. Și anume The Walking Dead și The Tonight Show of the Jimmy Fallon. L-a prezentat acum de Jimmy Fallon. Cine s-a uitat la Walking Dead? Ok. E mai popular decât pare. Ei fac o chestie foarte mișto pe partea de, încerc să mă zic ca un beatboxer, pe partea de second screen experience și pe partea de building trust, pentru că nu numai că îți oferă posibilitatea să faci, să te uiți cu o aplicație făcută de cineva de încredere, îți mai dă până că asta și tu stai din când în când să zică, uite, Nathan așa face, tu de ce nu faci așa? Și de fiecare dată când iei la un poll, se vede chiar excepție aici, dar de fiecare dată când faci un poll sau completezi o chestie, te compară cu Nathan. Uite, tu ai fost aici. Uite ce aproape erai de el. El e aici. Felicitări, ești la multe ministro. Desigur, pe durata întregii experienții, la tine experiența la TV, te bombardează cu tot felul de întrebări. Ești atent? Ce s-a întâmplat în această situație? N-am fost chiar atât de atent, așa că asta este. Oare din punct de vedere moral, decizia pe care au luat-o în serial este ok pentru tine? Din nou, cu Nathan, cu moțiunea lui. Și cum te compari cu restul viewerilor? Acum, chestiile astea pot să fie integrate cu mai multe povești. Spre exemplu, de fiecare dată când îți arată o locație nouă și interesantă în spectacol, îți oferești posibilitatea să îți pui niște ochelari VR de la Google cu telefonul. Acest Google Carport se numește, și să stai și să te uiți și să te plimbi prin orașele pe care le-ai văzut, pe de-o parte în realitate, pe de-o parte infestate de diversi moduleți care apar în timp. Dar, în același timp, îți dau și informații despre toate elementele care au luat spre exemplu, care există în film, spre exemplu, despre pistoalele care sunt folosite, calibru, detalii, în cazul în care ești undeva în Texas și te gândești să-ți faci un cadou. Și de ce nu, dacă tot e vorba de un spectacol, să oferim și chestii gratuite, ca să-ți aducem aminte că dacă îți plac chestiile gratuite, poți să și cumperi chestii. Un pic mai încolo. Și desigur, sponsorii sunt absolut încântați pentru că au ocazia să-ți mai dea încă un set de reclame. În cazul ăsta îți place Walking Dead? Perfect, avem un spin-off. Și pe lângă asta mai avem și un joc de mobil, dacă te plictisești după ce s-a terminat serialul. Și mai avem și o chestie unde putem să stăm de vorbă despre serial și ne primiți chestii pe Twitter și te băgăm în seamă. Da? Da? Și cea mai mișto chestie? Da? Cea mai mișto chestie?
este că după ce completez toate poveștile respective, la sfârșitul serialului, te compară cu unul dintre personajele. Și despre marea ta fericire, dacă este, îți spune dacă ai supraviețuit acestui episod. Eu diferit și l-am supraviețuit, nu știu exact cum. După cum spuneam, sponsorii sunt absolut educați. Concurse de reclame, super engagement, increased social chatter, prin comparație cu sezonul trecut au avut un increase de tweet-uri de vreo 40%. Totul pare să fie de bine, dar abia aștept să văd ce fac următoarea versiune de la aplicație. Dar asta ați auzit? Da, da. Yes! Ok, și ăsta are o aplicație. Un pic mai vechi, am impresia. Dar nu mult mai vechi. Asta este o chestie un pic mai... Poate un pic mai des întâlnită. Aplicația de spectacol, prima chestie pe care vrei să o știi, la episodul următor, cu cine să stea de vorbă. Perfect, deschizi aplicația și ai aflat. Dar sunt mai multe. Și se folosesc de integrare cu Twitter într-o manieră absolut fantastică. Tot ce faci, poți să dai mai departe prin acest hashtag. For example, Olympic Pickup Lines, go! Și ți le punem pe televizor dacă sunt bune. Sau acest Mr. Lyrics, bun. Dacă ai cel mai mișto Mr. Lyrics de pe Twitter, apar pe televizor. Și dacă tot avem, că am înțeles că are 11 milioane de followeri pe Twitter în acest moment, genitalul, de ce să nu ne folosim de acest viewer să ne creeze contentul? Și îți dăm un sticker frumos pe care îl pui pe o poză de-a ta și ne-a trimis două și mai avem încă 2 minute de spectacol la televizor. Sau un video, un challenge din partea lui Jimmy Fallon, nu e chiar de ușor de ignorat. Sau musical selections. De fapt, astea, musical și book selections sunt prima interesantă pentru că sunt stuff you should not listen to and do not read. Iar în cazul în care s-a terminat spectacolul și te plictisești sau să te reclamă și te plictisești sau pur și simplu te plictisești de spectacolul, de ce să nu joci unul dintre cele 4 joculețe care sunt direct în aplicație, something retro, 8-bit, foarte simplu, și în continuare să mulțumești sponsorii, pentru că pe partea de reclame, chiar dacă nu te mai uiți la televizor, tot e acolo și la auzi. Ok. Am făcut și noi o chestie de asta. Poate chiar în același buget pe care l-au avut și ei, dar am avut ocazia să lucrăm la X-Factor, împreună cu cei de la Antena Grup. Și a ieșit această minunată chestie, în care toată povestea era că ne bucurăm foarte mult că te uiți la emisiune și acum îți dăm posibilitatea să... Holy shit, cu tipa aia! Însă acum îți dăm posibilitatea să... Să fie al patrulea jurat alături de alți oameni pe care îi cunoști, pe care au pus și eu destul de tare. Vrem să votezi. Asta era prima chestie. Vrem să votezi. Așa că nu, prima chestie pe care vezi în aplicație este uite pe ce poți să votezi. De nici votează. Și e ok. Foarte frumos. Ți-am pus fața pe aplicație împreună cu Ștefan, Daria, Delia și Horia. Asta e cazul în care te loghezi cu Facebook. Desigur, toate detaliile despre eveniment pentru The Screenager Generation, Hyperconnected, Hyper Anything, să știi direct în aplicație, uite. Astea sunt ultimele poze pe care și le-a pus Delia, astea sunt ultimele știri legate de bănică, astea sunt concurenții, astea sunt echipe și așa mai departe. Și desigur, parte de, dacă m-am scris eu, de data asta ne-a integrat cu Twitter, direct în aplicație, care a avut un pic mai mult succes decât așteptam. Dar tot așa niște probleme după aia. Acum, partea cea mai mișto este asta. Din punctul nostru de vedere. Cine auzi de Branci? Cine auzi de Deep Linking? Excelent, să vă plac asta. Partea foarte mișto, în momentul în care share-uiești o chestie pe Facebook, să zicem, este că îți poate personaliza experiența persoanei care apasă pe share-ul tău.
Dacă cineva a dat un șer, să zicem, Mihai, a dat un șer. Și eu am dat tap pe șerul Mihai, mă duce în aplicație, sau pe instalare de aplicație, dacă nu am. Și după aia mă duce direct în pagina pe care a șeruit-o Mihai, la concurenta pe care a șeruit-o. Și nu mă mai face chestia asta. Dar îi și spune, prietenul tău a votat cu ea, nu vrei să faci și tu la fel? Și normal, în momentul în care faci și tu la fel, ai opțiunea să distribui tot prin liquidul mai departe, exact aceeași chestie. Iar de următoarea persoană o să pățească același lucru. Desigur, pentru că vreau neapărat să primiți cât mai multe notificări, ne-am gândit că cel mai bun moment în care să vă întrebăm chestia asta este când sunteți fericiți că ați făcut un bine unui concurent. Și am răspuns cu de bine, dar n-am vrut să știu că o legat în apă. În principiu cam așa cumva. Din câte mi-amintesc, așteptările de pe prima săptămână erau de 10.000 de download-uri. 10.000 de download, am avut 30.000. Cam la sfârșit am avut un pic mai mult. Destul de multe sesiuni, destul de multe mesaje din segment. Numărul ăsta însă ne-a bucurat pentru că înseamnă că ne-a făcut treaba cât de cât bine și am avut un surplus de voturi prin aplicație. Am avut câteva share-uri prin Facebook, câteva share-uri prin WhatsApp, nu ne-a bătut cap cu Twitter pentru că... A, chiar, câți folosiți Twitter de aici? Mai mulți decât s-a auzit de Walking Dead. Ok. Ce interesează pe oameni? Să afle despre participanți, să vadă video, despre toată lumea, articole, foto și message-uri în această ordine. So, that was fun. Și pentru că suntem la SEO PPC, pentru asta ne-am plătit prin advertising, asta l-am primit... N-aș zice, mă, pentru că l-am primit loc. Dar cam asta era rata de instalare în momentul în care, din momentul în care sunt plătă de-a click pe share-ul unui prieten, până în momentul în care își luăm aplicație. Asta este undeva pe 5,5%. Și vă spun asta acum pentru că acest slide e greșit. Da. Acum, în cazul în care vreți să măsurați ceva, vă putem ajuta să creați acel ceva, cu cea mai mare plăcere. Așa că, dacă aveți nevoie de orice, Andrei este aici. Și îl găsiți acolo. Și dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Întrebări? Gata, avem întrebări, foarte multe întrebări. Vă rog frumos, domnule. Vreau să te întreb o chestie. Tu ce ai recomandat pentru un magazin online? Aplicație sau site? Din punctul meu de vedere, depinde de magazinul tău, dar dacă vrei să stai de vorbă, stau de vorbă. Nu, magazinul pentru așa de vedere, dar spune să văd părerea ta de la acestea. Am un magazin care vinde, să zicem, în jur de 10.000 de euro. Ce ne recomandă? Dacă 10.000 de euro, cred că ți-aș recomandă și o aplicație mobilă. Este, da, te ajută. În general, pentru mai puțin de... 500. N-are niciun rost. Pe la 1000 te crezi. Ok. De la 5000 în sus începem să discutăm. Pentru că e o chestie care chiar s-ar putea să ajute. Dar din nou, depinde de tipul de magazin pe care îl ai, depinde de tipul de consumer pe care îl ai. Și asta e partea despre care trebuie să stăm de vorbă. Pentru că bunica mea n-are smartphone. Mai era aici să adaug asta? Dacă ai clienți loiali, atunci merită aplicație mobilă, dar dacă ai clienți ocazionali, atunci de cele mai multe ori nu merită. Nu, ce probabil să vinde un nou de clienți profesionali și aplicație, să începem să organizăm, dar nu știu foarte mult. Asta e o strategie sănătoasă. Da? Asta e o strategie sănătoasă de loializare, dar nu toată lumea se bazează pe loializare. Nu? Asta e corect. Da. Ce alte avantaje pentru aplicații mai în afară de push online? Îi trimiți un mesaj, vezi că am pus ceva nou pe site. La ce mi-ar mai trebui la aplicații de magazin online? De magazin online? Da. De ce mi-aș face? Ok, am 10.000 de comenzi, de ce să nu fac un push și de ce să vă dau bani pe ouă? Pe partea cu bani, de ce poți să-ți spun, dar e mult mai bine decât mine.
Eu pot să spun că experiența personalizată pe care ai cu aplicația mobilă este depășește de departe parte orice altceva. Ok, dar primești push notifications, dar pe lângă asta, de fiecare dată când treci pentru anumite chestii, spre exemplu, noi putem să ne folosim la acel lucru și să zicem, uite, am văzut că treci pe aici des, poate ai nevoie de. Sau... Încă o întrebare pe tema asta, ce rată de conversie față de site pentru o aplicație mult mai mare? Trebuie să avem, n-am un studiu cu asta, trebuie să le avem în paralel să le vedem. Pot să vă zic... M-ar folosi, când nu ești clientul, îți faci multe, ai rată de conversie. Deci date pe care le-au dat public niște clienți de-ai noștri pe primele lor Fashion Days, atunci când au lansat aplicația mobilă, rata de conversie pe care v-au lansat de Black Friday, rata de conversie a fost șocant de mare, a fost mai mare decât pe web. Dar atunci te gândești că vor am niște clienți, niște clienți care vor neapărat produsul meu, neapărat acum, mobilul, de multe ori te cruzești tehnologic, noi și puțin cum facem arhitectură, te cuplăm de web. Astfel încât să poți să fie pe canale diferite. Și poate, uite, cum ai de Black Friday foarte multă lume care vine, mobile-ul va funcționa, chiar dacă nu-i vezi toate pozele, chiar dacă vezi o poză mică, chiar da. Deci sunt avantajul de viteză, este extrem de important în zona de mobile, pentru că te aștept să meargă tot instantaneu. Deci asta poate să fie un avantaj, poate să avea doar pagina mobilă. Dar noi ne recomandăm oricum cazuri diferite, noi nu recomandăm tuturor să facă site, să facă aplicații mobile pentru shop, pentru că dacă au clienți care nu sunt fideli, nu are niciun sens. Adică dacă sunt foarte rari și nu au o fidelizare, o să fie odată până la două ori și nu au apartenență, nu simt că brandul face parte din viața lor, nu are sens. Deci mai am o întrebare, dar... Mai am o întrebare de spate, dacă spate, dar îți spate. Pe rost. Întrebare este pentru cei care lucrează în agenție, acum și am reușesc pe o campanie strict afișată pe display într-un app, adică, nu știu, Ionuț, tu ești mai... Poate ești mai... Ai avut succes cu o campanie strictă? Da, sigur. Da, sigur. Nu, adică sigur am avut. Eu nu știu că o arată... Tocmai s-a spus că dai click în greșeală, nu convertește deloc. No, da, unele da, dar nu, acum lăsăm la mișto la parte. Da, de ce să n-ai? Din ad mob vorbim, nu? Și tu ai spus că nu, ca să vedem care e discuția. Dar nu era văzut la trebuie. Da, bine, nu avem campanie, cum nu merge? Bine campanie. Avem campanie cu... Dar nu e cu București, deci e pe... Ești cu București? Nu. Nu cu București, dar cu București. Da. Na, deci nu pot să răspund dacă funcționează pe un utilizator din București. Deci e destul de localizat. E vorba despre aplicație, la fel ca Foodpanda. Aplicația se numește HipMail, super cool aplicație. De ce facem campanie la de... Da, deci nu trebuie să zicem cuvântul Foodpanda, dar trebuie să zicem HipMail. HipMail e aplicația și merge. Adică are download-ul, oamenii utilizează aplicația și folosim în AdMob-ul. Nu mă refer la Da. Noi facem campanie în AdMob, o rețeaua de placement-uri, ca să facem rețeaua să-i facem și asta, să n-au lădezat de aplicație, că trebuie să vă rețeaua. Sigur. Hai să-ți fac un paralel. Facem asta? Cum sunt backend-urile? Nu, dar știu că face campanii, cu strategia inițială și știu că s-a cerut asta. Nu știu ce s-a întâmplat dacă s-a implementat de asta. Nu, adică... Ca să fac o pare, cum sunt backend-urile către site, alea nasoale, care n-am înțeles eu foarte bine, dar am înțeles că se reduce vizibilitatea sau Google Score sau ceva, zic bine, da? Așa, în bol, și sunt backend-urile alea, așa sunt și unde îți faci tu promovare la aplicații, în alte aplicații. De ce? Pentru că tu nu vrei să pui aplicații, să pui reclama în aplicații care sunt făcute doar ca să fie, nu știu, tap traps. Da? Adică doar ai dat click din greșeală, ai dat click pe ăla. Pentru că oamenii îți pleacă. De-aia noi recomandăm, în general, reclama, dacă faci de alea mari, dacă reclame mari pe tot ecranul, pe mizorul se așteaptă să vină o reclamă, gen așteaptă 5 secunde să te uiți până vii la următorul nivel, alea lucruri la care oamenii se uită și au și mai mult timp să interacționeze cu ele. Reclamele care pe mobile care convertesc cel mai bine sunt ad-urile. Mie, nu prea mai există așa multe, dar ad-urile convertesc cel mai bine. Ce că sunt niște reclame superbe, te uiți la ele, îți plac și mai și trei strânesc curiozitate. Mie îmi place reclama aia AED care este cu Nissan Leaf, care a fost la prezentare. Aia a fost singura reclamă AED pe care am văzut-o și mi-a plăcut. Ok. N-am mai văzut-o. Și legat de asta cu costul de achiziție de user pe mobile, când am apucat noi de mobile la 4 ani de zile, costul de achiziție era 520 de cenți, era excepțional. Făceai, plăiai o grămadă. Acum e 2-3 euro per user.
Și dacă faci reclamă numai pe mobile ca să-ți instalezi aplicația, sunt bani aruncați pe fereastră. Dar cum a zis și Măda, povestit de branch, poți să faci acum, șmecheria cea mai tare este că tu poți să targetezi pe web ca cineva să-ți instaleze aplicația pe mobil și să nu pierdă contextul. Că cea mai nasoară chestie pe mobile e care câți pași trebuie să faci să instalezi o aplicație și să-ți mai aduci aminte și ce trebuia să faci. A zis un prieten, du-te în aplicația asta pe pagina nu știu care. Am numărat eu, dacă vrei să le luăm așa, sunt vreo 15 pași. Deschide, du-te, inseră, deci sunt vreo 15. Și le pe Wi-Fi. Eventual pe Wi-Fi, eventual. O chestie pe care un alt insight cu aplicațiile mobile este că lumea, în general, numai noi, nu știu de ce, numai noi mi se pare că avem spațiu pe telefon. În rest, aparent, nimeni altcineva nu are spațiu pe telefon. Pentru că e durerea nasoală, cel mai nasol aplicație mobile, e ceva ce noi nu vedem. Noi vedem niște statistici pe unul ăsta. Dar de ce n-a convertit? De ce nu mai a intrat pe pagina mea de Google Play sau de App Store și nu s-a întâmplat nimic? De ce sunt prost? Nu! Nu am spațiu pe telefon. Și durerea este super mare. Gândiți-vă la... Adică tu trebuie să pierzi ceva. Oare ce aplicații să-mi șterg? Câte poze cu copilul să-mi șterg? Și ăsta e un factor emoțional pe care nimeni nu ne-am considerat, pentru că nu știe de el. Și e fantastic. Când încep să vorbești cu user și să vezi cum folosesc ei, X-Factor ne ajută foarte mult. Așa. Pentru că datorită lui X-Factor, bine, a fost o mare cu dinamită. Reclamă la TV, toată lumea își dorește, nu? Bun, excepțional. Dar ne-a dat nouă, de exemplu, acces să vedem cum gândesc și cum funcționează niște user pe niște game ale, deci, niște, cum se cheamă asta, sociopsihodemografic, foarte diverse față de ce facem noi de obicei. Bine, corect, psihosociologie. Așa că faci cu psihosociologie. Exact. Am răspuns la întrebare. De când ți-am vorbit cu prezentul. Bun, bun. Bună seara, am zis poate la agenția Comuna de Arău. Prima, din ce domeniu sunt clienții dumneavoastră și a doua, care o să fie trendul pe viitor? Pentru cine? Pentru că am doi. Ce este înseamnă? Noi avem două direcții de business. Noi avem direcția de corporate și de enterprise. Asta este lucrul pe care îl facem cel mai des, dar în același timp, jumătate din timp îl investim în startup-uri. Ce facem noi? Noi facem, adică, acum e chiar un aflux de startup-uri și o să fie, o să vedeți și o să fie la anul. Deci o să fie show pe zona de startup-uri. Acum toate startup-urile vor să înceapă cu mobile, mobile first, mobile first, mobile first. Numai că, deși intenția este super bună, nu au skill-urile necesare încă sau cunoștințele pieței, astfel încât să ducă acolo. Au skill-urile de business, să înțeleagă unde să se promoveze etc. Și aici intervenim noi care știm foarte concret doar zona asta de mobile. Și ce facem noi? Noi suntem echipa de mobile a clientului nostru. De la product, la design, de la UX, la design grafic, la dezvoltare și după aceea la promovare ne cam oprim, că aici, până aici. Și aici sunt skill-urile clientului. Și trendul, ce pot să zic? Din păcate, din ce văd eu, multe lume se duce în joc. Ce vrei? Promovare. Nu pricep. Se duce mai departe, de aici încolo. Se duce la Ionut, se duce la Ionut. Dar nu se contează un pic cu afirmația anterioară care spune că aplicația mobilă nu este de utilă decât pe oamenii? Stai, de mobile commerce acolo, era mai ceva. Deci strict de mobile commerce. Dar startup e utilă poate. E ca oricum. Nu știu dacă e. Dar cum online? E-commerce. Poți să nu crezi că e mai sănătos să fac o aplicație, chiar dacă clientul ăla convertește rar la mine, să fac poate aplicația de agendă și să am un site mobile corect. Și cred că e mai sănătos cu toate cred ăsta. Se tine cu banii. Da, bine, corect. Mă gândesc că e mai... Mă gândesc că aplicația aia cumva, dacă o ții doar aplicație, care să dea informații, care să dea lucruri. Și nu intru în viața ta, cumpără produsul și te anunț de când în când actul și campile de comandă la mine și tip de genul. Nu crezi că te ajută mai degrabă la o conversie așa decât să aplicație pentru e-commerce. Nu oricum aplicație pentru e-commerce, nu prea le înțeleg. Și așa am 5 pași să intru în voi, să intru în cont și așa mai departe. Acum să mai și descarc ca să fac cumpărătura, deja mi se pare pe mine, ca și consumator, mai pierdut din startul, mai pus, sau mai știți care ceva la întâlnit. Vă simt, nu faci. Dar dacă mi-și am legea de fără, și a vorbim la vorbim, adică m-a făcut foarte corect, a spus, dacă îmi citezi aplicația, tu poți să le poți și după cum spunea, nu ai cumpărat de ea. Și tot la urmează la aplicație. Și era pe desktop a rămas încă n-am văzut la, că l-a pus mai măcar click, să-mi face, să treacă. Problema e că nu te-mi toți e-mail și fești. Deci, am și după ce finanțezi răspunsul pentru o întrebare, dacă nu știu dacă ai finanțat ca aici, am și eu intervenții pe care vreau să-l
că am răspuns la întrebare, pentru că poți să formulezi întrebarea într-o frază? Mai sănătos să dezvolți o aplicație de agent e-commerce-ului, dacă ai e-commerce, decât să dezvolți o aplicație de e-commerce? Mai pune pe totul întrebare. Pe modul în care ai înțeles-o, dacă, sigur că ai înțeles. Dacă e ok să ai pe lângă mobile web, da? Da. Să ai o aplicație dedicată nativă pentru mobile commerce, da? Nu. Dar e mai sănătos decât să am o aplicație de e-commerce, care să facă e-commerce, să am o aplicație adiacentă, care să-ți dau informații, să-ți dau orice altceva decât... Ok, gata. Deci companion app. Da. Da. Da, da, pentru că nu-i bași pe cât direct ce vinzi. Aia vedea acolo, dar e complementar. Adică e o strategie foarte... Dacă poți și brandul și joaca pe care o ai cu brandul te lasă să faci asta, mi se pare o chestie foarte bună. Pentru că vorbim de realizare. Da. Și push notification alea poți să le dai și pe Chrome, sorry. Adică dacă ăsta e singurul avantaj, nu merită să-ți faci și aplicație mobilă. Înțelegi? Adică, cum ai zis, mă, dă, nu-ți faci aplicație mobilă doar de dragul de a avea încă un screen pe care afișezi același lucru. Trebuie să ai ceva mai personal, că asta face mobile. E personal, e intim și ține cont de contextul lui local și, mă rog. Poți să introduci o grămadă de șmecherii, spune mai de dată, vreau să te consultați. Bun. Alte întrebări? Eu nu-ți vrei să spui ceva, te rog, de vreau să las Paula să ne zică ceva, pentru că are alte premiile legate de vin. E un premiu mai special, mai ales pentru cei care sunt interesați de, mobile apps și vreau să-l las pe să povestească. Mi-a spus acum mai gata, am terminat cu întrebările pentru bădă? Da? Da. Bine, mulțumim, bădă! Salut! Pe tot am văzut că se vorbește despre mobile marketing și monetizare. Două minute și un pic vă rețin. Numele meu este Aurel Giambașu, sunt din partea Mobile Academy. Noi suntem un startup de training-uri pentru mobile la MS Android. Și pe lângă asta mai facem și diverse workshop-uri. Ideea este fermător. Pe 12 martie noi vom avea un workshop de mobile monetization în care se discute tot felul de modele de business pe care poți să le abordezi în cazul în care au aplicații. De la reclame, de la conturi premium, in-app purchases, nu? Și, mă rog, ai o aplicație, cum faci bani din ea, de la multe niveluri. Vestea bună ar fi două. Una, că avem un loc gratuit la workshop-ul de mobile monetization. Și pe el îl oferim în nume pentru cei care și-l dorește cel mai tare și scrie de ce și-l dorește într-un e-mail către colega mea, Lina, pe Digital și o să trimite mai departe către Aurash e-mail-ul. Ok, deci premiul de, mă rog, locul gratuit la workshop-ul de mobile monetization prin înscriere la Work Digital și ei vor fi juriu, noi ne băgăm. Pentru cei care n-au, mă rog, nu sunt de ajuns de convingător, dar vor totuși să vină la workshop-ul. Workshop-ul costă în mod normal 100 de euro, dar pentru că am venit aici și m-am convins Ionuț, există o ofertă specială de 80 de euro. Fără TVA și asta, 80 de euro fix. Workshop-ul durează o zi întreagă, trecem prin toate modalitățile în care poți să faci bani din aplicație. Mulțumesc! Ok. Acum urmează ce moment artistic? Mai întâi de sfârșurător. Acum zici sponsorii și emisiunea seara. Am un problem cu vinul. Când dau vinul? Acum. Acum dau vinul? Stați așa. Vă mulțumesc și vă mulțumim că ați fost la acest eveniment. Nu s-ar fi putut întâmpla țeapă fără voi. Fără audiență nu se întâmpla oricât sponsorii erau. Era asta la goală. Dar mulțumim și lui Conversion, și lui Emre, și lui Vinescu pentru vin, și din Web Digital și două paralele, și retargeting, și Digital Workforce. Am zis bine? Am arătat pe cineva? Ok. Și acum. Da. Ce vrei cu vinul? Eu nu știu, aici nu scrie ce trebuie să fac. Eu nu vreau. Dai, că tu știi cine a întrebat, dai și... Aici, hai să vedem așa. Cele mai active trei persoane. Vino aici. Trebuie cele mai active trei persoane. Ai fost în sală? Da. Mă bucur că ultima prezentare a reușit să scăpăm de două sticle de vin. Și cele mai active trei persoane. Avem așa. Domnul pentru primele sesiuni. Ați fost activ? Da. Așa. Trebuie să-l donați unei doamne dacă nu vă place vinul roșu. Așa.
Așa, și încă două sticle de vin? Mă ajut? Da? Ce mai făcut? Hai să vedem. Eu nu s-am dat. Domnul și domnul. Gata, am rezolvat și sticlele de vin. Data viitoare, sticlele de vin, probabil că le beau eu, dacă nu se răspunde la întrebări de la primul participant. Bun. Acestea, mai ceva pe discursurile? Nu. Bun. Acestea fiind spuse, încă o dată mulțumim că ați fost aici. Ce așa, musai feedback. Musai feedback. Dacă dați note numai de 5 din 5, eu mă supăr. Musai feedback. Pentru că oamenii ăștia trebuie să învețe cum să facă mai bine, ca să fie și mai multă lume. Bun. Ce mă? Nu asta e obiectivul. Ce fie relevant pentru lumea. Exact, pe asta zic. Păi nu asta am spus, dar cu alte cuvinte. Dacă vrei, de ce nu vorbești tu în locul meu? Descurs perfect. Mulțumim mult și